Bun găsit, dragii mei elevi. Astăzi aș dori să vă restitui ceva din atmosfera orașului Buzău din perioada interbelică, așa cum a fost reflectat el în presa vremii. M-am ocupat cu ani în urmă de această chestiune, am studiat în arhive, am publicat materiale și în Șansa Buzoiană, unde lucram pe atunci, și la televiziunea Șansa Buzoiană am reflectat, am pus în valoare anumite materiale privitor la Buzău interbelic și la fel în News Buzău, ziarul online din orașul nostru. E bine, acum vă voi da citire unor materiale și voi avea grijă să realizez pe alocuri anumite comentarii vis-a-vis de lucrurile pe care am să vi le citesc. I-am zis în felul următor și acum citesc de aici, de prin presa adunată, da? Zaharicale de provincie prin Buzău intermedic. Și începem cu relatările de presă. Deschidem unul dintre ziarele de epocă, Acțiunea Buzăului, în septembrie 1935, și vă citesc din cele scrise, pentru că nu pot să reproduc motamo ceea ce am scris, ca atare trebuie să vă citesc de aici. Ne ducem la cinematograf. Cinematograful Azuga se poate viziona Omul Invizibil, Frankenstein, Mumia, La Bonciu al cinematograf, Peștera Morții și un film de acțiune, un western, da? Așa cum ne aflăm în vestul sălbatic, da? Deja eram conectați la buzoienii de atunci, făceau cunoștință, luau cunoștință cu filmul american. Da? Studiul, atmosfera filmului hollywoodian intra în conștiința buzoienilor. Da? Și mergem mai departe. Deja buzoianul, desigur, cel cu bani, putea să își diversifice timpul liber, da? Apelând la anumiți patroni care se îndeleviceau cu
anumite afaceri mai puțin cunoscute până la acel moment pentru spațiul românesc, deja și ei erau conectați la modernitate. Ce vreau să spun? Tot în acțiunea Buzăului din 1935 era o știre că s-a deschis o școală de dans, maestrul V. Popov, specializat la Viena și Berlin. Ce făcea acest om? Ritmică, gimnastică, suedeză și dansuri moderne. E mai pomenit. Era ceva de-a dreptul inedit pentru târgovețul care trăia în stereotip, da? Și merge mai departe. S-a tot auzit despre, de-a lungul timpului, despre diplome false și cunoaștem din perioada noastră oameni care au diplome emise și eu știu, n-au terminat nici liceul și sunt deja licențiați în cadrul unei facultăți. Treaba asta e veche. Iată ce scria acțiunea Buzăului în 1934. Spărgătorul, spărgătorul, rețineți. Era un borfaș. Gori Bogdan, de la Dragageria Trifu, are diplomă falsă de liceu. Și apoi, afacerea diplomelor false, declarația domnului profesor Sava Anghia. Nimic nou. Toate au fost și vor fi, cum spunea Ecleziastul în Biblie. Acum ne ducem spre moralitatea oamenilor bisericești din acea vreme. Zice, în cursul unui martie, tribunalul local va judeca procesul preotului Ștefan Giovlete de la parohia comunei Florica, prin care e acuzat de profanare de morminte. Scria Vocea Buzăului în 1929. Erau puține mașini în oraș în acea vreme, dar cine știe cum se urcau la volan, că nu prea erau nici reguli de circulație foarte clare și se mai întâmplau accidente. Zice Vocea Buzăului, mașina de piață numărul 250, condusă de un amator, anume Solomon Sober, mergând cu viteză mare și farul stinse pe strada Emancipată, a călcat pe elevii Damian și Nicu Dumitrescu. E teribil. Exprimarea e aproape din caragiale. E, ajunge și pe la școli. Iar își scrie Vocea Buzăului de 1929, primiseră, bănuiesc, vreo sesizare în acest sens, un domn director de școală care avea un comportament mai puțin adecvat față de elevi. Era așa un dictator al imobilului și al instituției școlare.
Ar fi de dorit ca domnul director al Institutului Ortodox de Fete să se comporte într-un mod mai puțin jignitor în raporturile cu părinții și corespondența elevilor. Hai să mergem la mașini, la automobile. Oameni cu bani, care aveau bani, v-am spus că mașinile nu erau așa de văzut pe stradă ca în zilele noastre. Se putea cumpăra, potrivit vocea Buzăului, așa, mașina Ford, ce eleganță, viteză, suspensii, economie, prin slabă consumație. Tipul turist 5 locuri, așa, și nu mai continuăm. Este vorba de faptul că oamenii se conectau la viața modernă și achiziționau mașini așa cum le găsim și în Occidentul Europei. Iarăși vocea Buzăul din 29. Vorbim despre doctori, despre medici, mai bine zis. Doctor Petre Urdăreanu, obor Buzău, da, în centru. Își făcea reclamă în ziar. Pentru ce? Vindeca boale secrete, sifilisul, și vindecă în scurt timp după noile metode, discreție garantată. Foarte interesant. Suntem într-o perioadă în care hotelurile din orașul Buzău, pentru că erau destule hoteluri în perioada interbelică, sigur, nu era turism, era altceva, cu totul altceva. Erau hoteluri de noapte în care buzoienii, anumiți buzoieni, se duceau și petreceau într-un mod, să zicem, mai neortodox serile. Și era discreția garantată. Vindeca sifilis și alte boli venerice. Da. Moda. Potrivit vocea Buzăului 31. Croitoria Toma Asproiu din strada Doamna Neagă, da? Care există și acum în orașul Buzău, execută croiala cea mai modernă din ultimele jurnale de la Paris. Da, doamnele erau elegante, se eleganțau, ca să spunem așa, și căutau să se afișeze în societate cu o vestimentație la unison cu ceea ce s-a întâmplat la Paris. Tot în același an al din Vocea Buzăului, o reclamă pentru o bodegă. Bodega la Cavalerul Vesel. Strada Carol, colț cu strada Curcan. Vinuri excelente, grătar special. Mâncăm și bem. Discret, indiscret, i-am zis eu aici. Un Mussolini buzoian avant la lettre. Și mă refer la faptul că un domn avocat
din epocă este indignat și scrie în Vocea Buzăului din 1929 o adevărată filipică contra unui contra unui concurs care se ține la Palatul Comunal, e vorba de avocatul Baciu, așa, și își manifestă acest domn avocat, își manifestă tot misoginismul, da? Mai bine zis, ca să spunem, pe înțeles, periferizarea femeii ca persoană. Bărbatul este la putere, el poate totul, este indiscutabil, este un pater, familia, așa. Vorbeam de un concurs, da? Era un concurs de frumusețe pe țară. Și din fiecare oraș se alegea câte o mis, o femeie frumoasă, care să reprezinte România în Statele Unite. Și bineînțeles că au fost și concurente din orașul nostru, din acea perioadă. Omul este extrem de nervos și citez de aici din presă, zice, țara arde și baba se piatră. Țara e preocupată de ploaie, în lume se luptă pentru pace, pentru securitate, pactul Briancheo. Și aici e tare de tot, zice, înțelegem un concurs de gospodine țesătoare, chiar călărie, căci de folos să se depună munca pentru alegerea cele mai oneste femei, cele mai harnice, cele mai bune doctorițe sau moașe. Aș prefera o expoziție de cai, vite cornute sau moașe, sau orice dobitoace, dar o expoziție de femei scârță. Femeia era o dobitoacă, era o vită cornută. Ce înseamnă misoginismul? Hai să mergem într-un Hollywood de Mahala. Citez. Popas la un bal de târgușori. Balul încep la 21. Seara, în mod irrevocabil. Fetele vin cu mamele, flăcăii cu gagicile la braț. Orchestra cântă, trupurile asudate sucumbă în vâltoarea fiorilor mondeni, aură miroase sub brațul. Don Juani, cu reputație stabilă de Mahala, apar. Vezi că un Clark Gable, patent, o Verd, Delta Garbo, o Marlon, un întreg Hollywood parodiat periferic. Un tânăr caută să placeze la urechea virginei partenere, un banc care să-l facă simpatic. Scria Acțiunea Buzăului în 1936. Da, mondene, 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 mondene. Haideți să vedem ce mai găsim noi aici, dar să fie, să fie tot așa, mai. Perfect, perfect, mai mult ca perfect. Mai mult ca perfect. I-am zis articolului meu, Febra Roșie. Era
Deja suntem în, deci suntem în 1935. Când tovarășii bolșevici se cam infiltrau pe toate părțile. Dar să nu facem din țânțar armăsar. Ce spune, ce am scris eu aici? Când tancurile sovietice nu erau nici măcar în visul cel mai urât al românilor, frica de comunism se năștea așa, tam nisam, din pământ, din iarbă, verde. Domnia sa Pompiliu Onescu ne spune, la liceul de fete doctor Ceangelescu, miroase bolșevism, având transnistrean, a sânge și praf de pușcă și dinamit. O domnișoară din clasa a șaptea citește și comentează cărți comuniste. Spaimă din nimic sau organizație conspirativă în toată regulă. Am găsit comuniști la poștă, la CFR. De ce nu am găsit și în școala secundară? Că doar la universitate avem destui.